Acariciul tău stă pe mână, dar uite și acariciul ăsta la altul s-a suit pe mâna mea. Vezi? Ce urechiuși are? Uite, a venit partul mână. Bă, mă, coșul nu ce e a fei. Ia fei. Marc s-a trezit la aproape ora 10 și dorința lui a fost să dăm drumul la Șinșile mici aici. Șinșile mici agărici. Uite, e Da. rușine. Uite unde pleacă. Fiți atenți unde pleacă. Fiți atenți. Stai mai nărăvaș așa. Mai aleargă mereu. E curios. Da, s-a urcat pe pătură, vezi? Uite unde pleacă. Ce drăguți sunt. Și aici unde pleacă. Uite, mă, fie Urechiuțe mici. Doamne, zici că sunt pe baterie, așa drăguțe sunt. Cum țopăie. De gălașilor ce sunteți voi. Deci ele sunt atât de asemănătoare una cu cealaltă, seamănă atât de bine la față. Zici că e o baterie care merge? Uite, vezi? Așa vedeți ce face aici aceea. Mama, așa vedeți ce face. Hai să vedem ce face. Nu vrea să te ușire de Dragilor. Ține-l să nu cadă, prinde-l. Nu-l lăsa să se ducă. Da? Nu știam Să ai unde grijă cu picioarele, da? Să nu dai din picioare să lovim. Vezi ce micuți și frumoși unu, sunt? doi, trei, patru. Bravo, Marc! Încet, încet. Lasă, nu fi Siren Head. Stai cu mintea acolo. Trebuie să stai pe pat ca ele să vină la tine, Marc. Păi să se suie pe tine, să nu le lovim cu picioarele. Și vină la puță. Ei, la puță, să vină pe tine, pe picioarele tale. Așa? Așa, da. Uite, vezi? Păi îmi place să vină aici. La burtică? Ce zice cu pițele? Vrei să-i dai țâță? Poate-ți mănâncă puța. Uite cum se suie pe tine, vezi? Poate-ți mănâncă piciorul. De muzică. Unde pleci tu așa cu viteză? Unde pleci tu așa? Bună dimineața, dragilor! Nu știu dacă v-am spus, dar nu cred că v-am spus când ne-am jucat cu puișorii de șinșile. Eu am venit la bucătărie, am scos două bucăți de pește să se dezghețe, le-am băgat în apă ca să le grăbesc oarecum dezghețarea, pentru că aseară am uitat să scot. Și deja este 10 și 20 imediat și pe la vreo 12 și ceva aș vrea să fac peștele, de aceea vreau să-i grăbesc dezghețarea. Să facem pește, să mâncăm la amiază. O să mă pun să-mi fac și eu o cafeluță. Sunt așa, nu știu, am avut o noapte destul de ciudată și mai este și vremea de afară înorată și mohorâtă. Și Marc m-a trezit azi noapte de nu știu câte ori. Deci de nu știu câte ori.
Nu știu ce se întâmplă cu el, nu a dormit, probabil a fost stresat că știa că trebuie să plece Selena la școală și tati la muncă și m-a întrebat de foarte multe ori, mami, tati de ce trebuie să plece la muncă, Selena de ce trebuie să meargă la școală și așa s-a trezit săracul de nu știu câte ori peste noapte. Aștept să se pregătească expresorul să fie gata pentru a porni butonul, e gata. Mi-am pus aici laptele, zahăr în cănuță și cafeaua. Și trebuie să pun tot timpul un prosop aici, că mă enervează că în momentul în care țâșnește laptele, îmi sare toate paharele de acolo. De fiecare dată când fac cafeluța, punem aici un prosopel. Doar la lapte, vedeți că țâșnește peste tot. În rest, îmi curge cafeaua, nu mai are treabă. Să merg să bag la spălat. Să vin să mâncăm ceva. Și apoi să văd, să spăl vasele. Să strâng pe aici. Am de mers să plătesc abonamentul la Orange. Și să văd ce mai am de făcut dacă tot ajung prin oraș. S-a făcut și cafeluța. Stăteam și mă gândeam ce să mănânc acum de dimineață. Cred că voi mânca niște spaghete cu scoici ce au rămas de ieri. O sincer să fiu, parcă nu-mi trebuie nici mezeluri, dar în același timp parcă nu-mi trebuie nici spaghete. Nu știu, eu așa o poftă la mine ciudată. Adică aș mânca ceva, dar n-aș mânca. Nu știu ce să... Cum să detaliez, să zicem așa. Și să văd ce vrea și Marc să mănânce. Macu, mănânci ursuleț martinel? Șuncă din aia? Am venit la Carrefour și am făcut câteva cumpărături. Și acum mă uit să văd ce mai trebuie să cumpăr. Știu că mai trebuie să iau ceva de aici. Și mă îndrept către casă. Copiii sunt acasă cu Haiu, au rămas cu el. Iar eu am venit liniștită, singură și liniștită. Gata, am terminat și cu cumpărăturile. La noi s-a pus pe nisoare, este foarte, foarte frig și mai aveam un pic și riscam să mi se rupă punga. Pentru că nu, de fiecare dată când plec de acasă, uit să-mi iau o pungă din aceea zdravănă și cumpăr de aici punguțe din acelea care sunt firave și risc să se rupă și bate într-un hal vântul la noi. Mă gândeam dacă să mă duc să-mi spăl mașina, dar nu prea cred că la cât de tare bate vântul, mai risc să mă zboare cu furtunul ăla de la spălătorie pe sus. Deci uitați-vă cât de tare bate vântul încât mișcă acei stâlpi. Nu știu dacă puteți să vedeți bine, dar practic acei stâlpi se mișcă foarte, foarte tare. Nu se vede, probabil că mi se mișcă și mie mâna și aveți impresia că îmi tremură mâna mea, dar bate foarte, foarte tare vântul și s-a pus și pe nisoare. Și cred că voi pleca acasă, că dacă s-a pus pe nisoare, nu are rost să merg să-mi spăl mașina, adică e bine să o speli. Uitați ce frumos ninge! Nu m-am mai dus să-mi spăl mașina, că de ce să o spăl? Degeaba. Ninge atât de frumos! Așa de frumos! Păcat că bate vântul. O bate vântul foarte, foarte tare. Și... Din când în când așa mai viscolește. Câteodată mai ninge încet, câteodată viscolește. Câteodată ninge încet, câteodată viscolește și așa mai departe. Ia să-mi iau și o plasă asta, dar oare mă ține plasa asta? Nu mai am vreo plasă prin spate, ia să vedem. Cine aduce are? Noroc cu Bogdan, că el aduce plasele la mașină. Hai mă, nu focalizezi, mă. Nu vrei? Nu vrei? Mamă, dar ce s-a pus pe nisoare ca lumea, pe viscolit, dacă ninge în halul ăsta, mâine dimineață, cred că avem o zăpadă. Deci vreau să vă spun că
Momentul în care am ieșit de la Carrefour, bine, la noi aici e mai la pădure și probabil de asta, dar Carrefour oricum este aproape, destul de aproape de noi. V-am arătat mai înainte pe filmare cum era. Și doar distanța de câteva, nu știu, hai să zicem 2 km maxim, dar nici atât. Nu cred că 2 km de la Carrefour până la mine. Și ia uite ce e aici. Deci când am intrat în cartierul Noua, și bine și Dârste, și s-a schimbat totul complet. Nici nu pot să vorbesc. Și hui, se aude așa un ruit. Vuie de la... destul de ciudat. Nu am reușit să-mi fac punga asta de la Carrefour în cealaltă. Ar trebui să pun jumate-jumate să fac acolo. Îngheța mâna cu totul. Să știți că nu mi-a alunecat mașina. Adică, bine, am cauciucuri de iarnă, dar a fost oricum cât de cât. Ok, mă așteptam să fie mai ciudat. Nu am condus așa pe... cu zăpadă pe jos eu. Mă refer cum e acum. Adică am condus, dar la școala de șofer. Când am luat eu carnetul, nu, am condus. Aștept să se deschidă și mie cineva ușa, să intru și eu în casă. Dar nu mă bagă nimeni în seamă, mă las aici abandonată. Gata, mi-am deschis și eu. Nu m-am lăsat acolo să îngheț. Acum v-am lăsat că trebuie să-mi înarmez ambele mâini, la oricare e mai greu. Surile. Mă ajuți tu să le scoatem? Hai să le și arătăm ce am cumpărat. Pe așa eu am dat timel mic. Ce timel mic sau ketchup mic? Ceapa mic, aici mic, apișoiul. Agaric de la mic, cum am văzut la Lidl, dar Mini mi-a luat papucul și nu știu unde e. Așa face Mini de fiecare dată când plec undeva, un papuc mi-l ia și nu știu unde îl duce și rămân fără alt papuc. Haideți să vă arăt ce am cumpărat de la Carrefour. Am cumpărat stixuri. Aia pentru Sally și ție ți-am luat cu patrula. O să o găsești în pungă. Deci, stixuri. Am găsit-o. Ai găsit-o? Un pachet cu Actimel de fruct de pădure. Ketchup dulce de la Tommy. Mă, unde ai luat și popcorn? Am luat și popcorn, da. Pastă de dinți pentru Mark cu patrula cățelușilor de la Aquafresh, iar Place! Pentru Selena cu plăcere, să fii sănătos. Mă face roșite. Paste roșite? Da. Pastă de dinți pentru Selena, tixuri de cățel, da. Aici am cumpărat niște paste băneasa. Haideți să vă arăt ce am cumpărat. Bun. Nu știu, e posibil să fi rămas fără ele. Eu nu știu unde-i pus un papuc Mini. Ești incredibilă. Deci eu simt că mor fără papuci în picioare. Simt că leșin dacă n-am papuci în picioare. Cauza ta nu-i găsesc. Am cumpărat aceste acadele pentru copilași. M-am gândit că se vor bucura dacă le voi cumpăra și au costat doar 2 lei, deci sunt reduse, nu știu cât au fost prețul întreg, acolo ar fi, ei zic că ar fi fost 4 lei, dar nu cred că e 4 lei. Știu că astfel de bombonele în perioada de Crăciun erau undeva la vreo 10-12 lei toată cutia aceasta. Sunt 12 bomboane, dacă vă interesează la Carrefour, costă 2 lei și au și roșii și alte... culori. Uite așa prind vânzătorii ăștia de la căsuțele de pe la târguri, bomboanele ieftine, deci de 2 lei pe 12 și ei vinde una cu 5 sau 7 lei, depinde de fiecare cum își face prețul. Și asta e data de expirare a acestor bomboane. Bun, Pringles cu cașcaval din ăsta cu găuri, paste pene, paste fusili, stixuri, am cumpărat cred că 3 punguțe cu stixuri, nu știu, mai știu pe unde sunt, stixuri croco, stixuri de la Eti,
Și astea sunt foarte bune și par așa proaspete. Un pachet cu Actimel, pastă de dinți pentru Marc, pastă de dinți pentru Selena, chipsuri pentru mine, Lay's Max cu sare, pomber pentru Marc cu sare, pentru mine aceste pliculețe de la Purina. Și am mai cumpărat două conserve de la Cezar diferite. Asta e cu tocăniță de țară și asta e terină clasică vită și ficat și nu mai contează că nu mâncăm noi. Ketchup, popcorn cu cașcaval, chio picante, frișcă hulala, saș de gunoi, frișcă lichidă hulala, niște tortile. Aș vrea să-mi fac cu brânză din aia cheddar, sos de brânză și mi-am luat o punguță de asta mică, niște baghete din astea. Mie îmi plac foarte mult, sunt așa moi, proaspete. Și aceste cornuri cu unt îmi plac la fel foarte mult. Foarte, 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 foarte mult. Așa, încă o pungă cu stixuri și mâncare pentru șinșiluțe. Șinșiluțe. E și pentru mine, și pentru șinșiluțe. Ce e? Ce e? Ce e? Ochișorii aia frumoși, mici. Of, 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 aș simțit că am ceva aici. Ia uite ce semințe pe botic. Știu unde trebuie să te duci, da? Hai să vedem. Bravo! Și de la un magazin de acolo, de la galeriile, de pe galeriile din Carrefour, am cumpărat două pile. Deci o pilă în asta costă 3 lei. Dar vreau să vă zic că ce vorbești, frate? Atât de bună e această pilă și atât de abrazivă și pilește atât de bine unghiile. Și asta mă refer în momentul în care vrei să-ți dai poate oja sau să faci forma lor, nu în momentul în care, ce știu eu, ce ai nevoie de dat jos și ți se ia cu totul, nu. Dacă ai nevoie de o pilă bună, am mai avut pile de la Cupio, nu mai știu cât am dat, 5 lei, 4 lei, 3 lei, habar nu am, nu mai mi-aduc aminte exact. Au fost și acelea bune, dar astea au așa o, nu știu, sunt dure, sunt aspre și au granulația asta destul de mare. Asta cred că e maximă, dacă nu mă înșel, granulația la pile. Nu știu exact sigur, dar și celelalte de la Cupio aveau granulația mare, din câte mi-aduc aminte, și nu au fost așa de dure să pilească atât de bine, da, Marc? Și mi-am cumpărat aceste capete de freză. Nu știu dacă sunt bune, am dat 30 de lei pe ele, sper să fie bune. Am două seturi cu capete de freză, doar că nu sunt așa. Deci am văzut că foarte mult ajută acest vârf cu flacără sau ceva de genul, nu știu cum îi spune, bit cu flacără parcă, și ăsta la altul, la cuticulă. Și am zis hai să-mi cumpăr, că de mult am vrut. Și aș fi vrut să-mi cumpăr un gel de construcție, Milky White, dar nu avea. Și am plecat de acolo. Haideți să vă arăt și prețurile, poate vă interesează. Eu am o Totolibo ăsta bon și după aia mi-am adus aminte când vroiam să-l arunc la gunoi. Hai mă, focalizează. Deci, Pringles, Oplay 75, chipsurile cele mele cu sare 5,30, hulala 11,30, pomber 3,19 bani, pastele fusili 3,85, chipsurile acelea, tortilla 3,20, mâncarea pentru mini 6,55, popcorn 2,19 bani, paste pene tot de la Băneasa 3,85, chipsurile acelea Chio 5,54, Stixuri 0,68 și Stixurile celelalte Eti 1,50 și așa mai departe. Vedeți voi. Mâncarea aceea 3,95 este mâncarea lui Mini. Saci 0,99. Gumă, mi-am mai luat un pachet de gume.
Actimelul 12,76 lei, croissantul 8,49, baghetele acelea 3,99, așa, bomboanele acelea 1,98 lei, pasta de dinți 5 lei și 6 bani, alta 5 lei și 95 de bani și ketchup-ul era cu 8,99 lei la ofertă. Și acesta este bon. Încins și nu am mai făcut la amiază peștele, îl fac acum. La amiază am mâncat acele spaghete cu scoici, dimineața n-am mai mâncat spaghete, cum am spus, oricum era destul de târziu, 10 și ceva, am mâncat niște mezeluri și apoi la amiază, când a venit Selena, am încălzit spaghetele, le-am mâncat și am zis, măi, vom face peștele în seara asta. Doar că acum sunt nelămurită, nu știu dacă să fac peștele la... lângă pește să fac ligă cu usturoi sau să fac legume. Nu m-am decis încă. Voi pune peștele și o să văd ce voi face. Cred că voi face niște legume, că marca așa cu mama liga foarte tare nu este și cu legumele așa și așa. Deci are perioade când mănâncă, când nu mănâncă. Peștele l-am spălat, l-am tapătat cu hârtie, iar apoi l-am condimentat doar cu sare și cu piper. În grătar am pus puțin ulei de măsline și acum îl voi lăsa la foc mic. Și mă gândeam să fac acele legume acestea și să le dau pește cu legume. Cred că așa voi face până la urmă. Voi scoate cam două cutiuțe și le voi scoate să le fac pe ambele. Cred că o să mut grătarul. Îl pun în partea asta, la asta. Așa mă enervează că nu mai am loc de nimic. De nimic. Voi da focul mic. Și aici voi pune o licica asta mică, în care voi pune legumele. Aici pe cutie zice că să pui 5 linguri de apă și se lasă la fiert timp de circa 6-8 minute, la foc mediu. Eu o să pun un păhărel, așa, nu știu. Îmi imaginez eu câte are 10 linguri de apă, având în vedere că am pus două cutiuțe. Pun așa un sfert de păhărel sau parcă că ajunge. Hai că mai pun un pic. Mai pun un pic, oricum apa nu afectează cu nimic, că vom, oricum, apa scade în momentul în care legumele se fac. Și o să le las puțin așa, o să adaug eventual puțin sare mai încolo. Zice că se amestecă des, am mai făcut legume din astea, dar uneori fac după capul meu, alteori improvizez. Ia să pun și un par de apă. Am pregătit sandvișul Selenei pentru școală. I-am pregătit sandvișul. De acum trebuie să-și pregătească ghiozdanul și să mâncăm. Am de filmat un video, un Q&A mai exact, în care mi-ați pus o grămadă de întrebări și vă mulțumesc din suflet pentru timpul acordat. Și o să vă răspund la toate întrebările, deci nu voi face vreo discriminare să nu răspund cuiva și să iau aleatoriu sau ce știu. Voi răspunde la toate comentariile voastre. A trebuit să beau puțin apă, că mâncasem un M&M's și simțeam că mi-a rămas saluna aia în gât. Și mi-am pus repede apă să beau. De am oprit video. Deci, la toată lumea voi răspunde la comentarii. Am un telefon pe care mi-am pus în gând că cu acest telefon voi filma și după acel telefon voi citi întrebările și vă voi răspunde și voi zice și numele fiecăruia care mi-ați adresat întrebare.
Mi-este foame. Foame, foame, câte ceasul? 7:05. De aceea nu știu dacă voi reuși să filmez astăzi Q&A-ul sau mâine. Eu sper în seara asta, doar că știți cum este cu Marc. Puțin mai greu. Mâțâie, plânge, mârâie, țipă, urlă. Mai înainte și-a prins piciorul la ușă. Sau, mai exact, i-a fost prins de către Selena. I-a prins Selena piciorul. Și a început să urle pe aici să facă tam-tam. Astăzi și-a prins încă o tură piciorul la ușa asta din bucătărie. Și a început să urle și a trebuit să stau cu mâna pe picioruș, să-i masez piciorușul. Apoi, acum pe seară, i-a prins Elena la dormitor piciorul. Iar a început să plângă, iar a trebuit să stau să-i masez piciorușul. Și uite așa, de fiecare dată când îmi propun să fac câte ceva, fie că pentru YouTube sau orice alt lucru prin casă sau să-mi propun să fac ceva special pentru mine, nu reușesc, pentru că trebuie să se întâmple ceva. O referitor cu Selena, o referitor cu Marc. Și cine are copii, mă înțelege, știe despre ce vorbesc. Sunt dăți în care reușesc să fac ceea ce mi-am propus, dar sunt dăți în care nu. Și aș vrea în seara asta să filmez acel Q&A pentru voi și să-l filmez și-l și postez în seara asta, dar nu promit, nu știu. În cazul în care vedeți că nu am filmat, nu am postat nimic, înseamnă că nu am filmat și voi filma mâine sau poimâine. Și vă voi răspunde la întrebări. Am văzut că sunt o grămadă de întrebări. Adică toate sunt frumoase, minunate. Dar au fost câteva întrebări care mi-au atras atenția, cel puțin legat cu ce legătură am avut cu Dumnezeu sau ceva de genul. A fost o întrebare foarte, foarte, foarte frumoasă și mi-a ajuns așa aici, la inimă. Stai să amestec în legume că se ardă. Și ce credeți? Astăzi când m-am dus la Carrefour, bineînțeles, cum sunt eu îndemânatică, pac, când am vrut să iau ceva de praf, tada! Pe mine mă bufnește râsul, dar în același timp și ia nervii. Nu știu ce se întâmplă și doar dacă mie mi se întâmplă astfel de lucruri. Eu rămân așa uimită că foarte des le accidentez. Și le accidentez, culmea că nu e ca să zici că, măi, unghia e pocnită de la bază și ceva nu am lucrat eu bine. În momentul în care vreau să iau ceva sau în momentul în care dau cu mâna, că sunt repezită, sunt dăți în care vreau să deschid ușa la mașină și când trag cu unghia sau când bag mâna, dau și pocnesc de ușă și crapă unghia. Deci mie unghia pur și simplu mi-a crăpat de aici. Uitați-vă și voi ce formă are. Și ați văzut că de foarte, foarte multe ori se întâmplă ca eu să bulesc unghiile. Ori dau cu mâna, v-am zis, de ceva, de sticlă, de mobilă, de ceva și poc mi-a crăpat. Și numai dintr-o dată când văd acolo la Carrefour, pac, și mi-a crăpat și mi-a zburat jumătate. Chiar am zis, Doamne, iar s-a întâmplat așa ceva. Chiar mă gândeam, măi, ce bine îmi țin unghiile, îmi rezistă una alta. De unde că am bulit-o. Dar în același timp mă bucur că pot să-mi încerc măcar la unghia aceasta, acele capuri de freză, bituri, parcă se numesc acele chestii. Și la acel magazin la care am fost astăzi, credeți-mă că aveau o grămadă de oje, ceea ce mi se părea puțin cam scumpuțe, nu știu dacă sunt calitative, nu am apucat să filmez pentru că ați văzut și voi și sunt anumite magazine în care nu te lasă să filmezi sau dacă intri să uită cu o față la tine de parcă zici că mamă, cine știe ce îi face, dar acele persoane nu se gândesc că mai poate persoana respectivă vine și filmează, că poate vrea să trimită un video surorii, prietenii, verișoarei, sau ce știu, la cine. Nu neapărat filmez pentru a face cine știe ce chestie. Acum eu, dacă fac vlog, sau poate și alte persoane care merg și fac vloguri, dar sunt persoane care vor să filmeze ojele, nuanțele și anumite lucruri, sau vor să arate un produs, două, din Pepco, din Jumbo, na, și te trezești că vine la tine paznicul, sau te trezești că vine un angajat și zice că n-ai voie să filmezi. Și mi s-a părut cam scumpuț, așa, în comparație cu ojele pe care eu le-am cumpărat, cele de la Venalisa, de la Cani și mai am de la Rosalino, sau nu știu cum se numește, mai am vreo 4 sau 5 oje. 35 de lei costa o ojă semi-permanentă la acest magazin și mai avea și cu 25, parcă, din câte mi-am duc aminte. Erau foarte frumoase, culorile foarte frumoase și sclipiciu de pe ele, deci erau niște oje foarte wow și niște oje unice, așa să zicem, adică
nu seamănă, seamănă foarte puțin cu ojele pe care le am eu. Bine, eu am dat pe unele 6,90 lei, pe altele am dat, lasă aici, cât am dat? 7 lei și ceva, mi se pare că am dat și 5 lei și ceva, nu mai rețin exact. Dar ojele de la Caniș, de la Venalisa sunt bune, eu sunt foarte mulțumită de ele, mie îmi plac foarte mult. Mă gândesc că și dacă aș avea o ojă scumpă cu 35 de lei sau 50 de lei, cum sunt de la Cupio, mi se par destul de scumpe, sau de la alte firme, tot ți se zgârie oja de pe unghie, deci tot cam aceleași lucruri s-ar întâmpla. Și văzusem așa câteva oje frumoase, niște culori care mi-au atras privirea, dar am zis, mă, 35 de lei, unele semănau cu cele pe care le am eu, dar erau unele care erau foarte diferite, deci aveau niște sclipiciuri diferite și niște culori pe care eu nu le-am mai văzut niciodată. Nu le-am mai văzut nici la fetele la care mergeam să facă unghiile, dar nu le-am mai văzut nici pe site-uri când mă uitam sau pe tutoriale. Deci erau mișto, firmele nu le rețin minte să vă spun ce firme erau exact, dar v-am zis, mi se pare destul de scump, 35 de lei, o ojă semi-permanentă. Într-adevăr, cantitatea nu este aceeași pe care o are o ojă Cani sau Venalisa, este, era cam atâta o ojă, să zicem, la sticluță și pătrățoasă. Deci era o cantitate, cred că, dublă față de aceasta, dar nu cred că aș investi să dau mulți bani așa pe... nu știu, pe produsele astea pentru unghii special pentru mine. Adică dacă mi-aș lua, poate mi-aș lua o ojă, două din acestea mai scumpe, să văd cum e, dar eu sunt mulțumită cu cele pe care le am. Cred că undeva mai mare decât această ojă. Deci o să aduc o ojă de la Cani să vedeți o diferență. Acest topcoat l-am cumpărat de la acest magazin de unde mi-am cumpărat astăzi pilele și v-am spus că are oje faine. Femeia de acolo mi-a recomandat acest top coat și a zis că e foarte bun și într-adevăr chiar foarte bun în comparație cu cel de la Cani. Am un top coat de la Cani, dar nu sunt mulțumită de el, deci ăla a costat 12 sau 14 lei de la Cani și ăsta a fost 25 de lei, dar ăsta chiar e foarte bun. Ăsta are o cantitate de 15 ml. Și alealte păreau ca o cantitate mai mare, cel puțin așa păreau. Și oja asta de la Cani are 7,3 ml. Mamă, ce mi-a alunecat. Alea erau, să zicem, cred că undeva cam așa, pătrate. Cred că avea mai mult de 15 ml, să zicem poate 20 sau 25 de ml. Nu știu că există așa ceva. Dar în ce aș investi eu așa pentru unghii ar fi poate un gel pe care chiar vreau să-l încerc. Nu mai știu cum se numește firma aia, Alpe, nu știu cum. Am auzit că gelul acela este foarte, foarte bun și vreau să-l încerc. Deci vreau să încerc niște geluri mai scumpe, cum ar veni și un gel de la Cupio, da, Marc? Cuțuroi bun. O să-ți fac cuțuroi. Marc prea pește cu stroi bun. Deci vreau să încerc geluri de construcție pentru unghii. Oje, nu zic că nu, mă tentează să zicem, poate să încerc una, două, deși 35 de lei v-am spus mi se pare destul de mult pentru mine. Știu că sunt și mai scumpe altele, dar cel cum sunt acelea de la OPI sau și la Cupio, mi se pare că dacă nu mă înșel vreo 50 de lei o ojă sau 55 de lei. Nu știu exact, dar când am văzut în Cupio, știu că am văzut, erau prețurile destul de piperate la gel de construcție, la oje și la alte lucruri. Eu oricum sunt mulțumită cu astea de la Cani. Ce vreau să mai cumpăr este un gel din acela mare de construcție Milky White. Am unul micuț, dar vreau să-mi iau unul mare. Chiar mi-a zis Betty că și-a cumpărat zilele trecute dintr-un magazin din galerie de la Orizon cu 31 sau 35 de lei, nu mai țin minte exact, borcanul acela mai mare, Milky White. Și eu când am căutat astăzi, nu am găsit. Mai am, cred că să-mi fac unghiile din gelul ăla de construcție de 2 sau de 3 ori culoarea aia, Milky White. Și îmi place foarte mult că în momentul în care îți faci cu nuanța aia, practic poți să-ți lași unghiile așa. Adică cu orice gel poți să-ți lași, dar nuanța Milky White arată chiar foarte, foarte bine pe unghii. Îmi place mult, mai ales dacă ți faci
să spui și niște pietre sau poate să-ți faci un French, așa, nu știu, cu culoare, dar nu French cu Milky White, adică să ai gelul Milky White și deasupra aici să pui în vârf un French roz portocaliu sau, nu știu, am văzut eu niște modele frumoase pe internet. Nu se vede bine pe camera asta de pe față, o să întorc invers camera, dar eu nu am înțeles o chestie la aceste geluri și știți că v-am mai spus și în trecut. Deci au 15 ml și nu înțeleg de ce a făcut Dita mai cutia, frate, sau Dita mai borcanul și practic gelul este doar atât, adică până aici, să zicem. În momentul în care bași pensula, eu am crezut că e toată cutiuța asta se duce până la fund, dar nu. Este, cred că atâta gel în tot borcanelul ăsta și nu înțeleg de ce au irosit ei atâta plastic pentru a face aceste borcane, când putea să facă borcănașe din acelea micuțe, cum mai sunt și la alte geluri care conțin 15 ml. Ia să prind un pic blitzul. Deci e un alb lăptos. Îmi place foarte mult. Și se vede o diferență destul de mare între acesta și între gelul alb. O să vă arăt imediat. Uite că am adus să vă arăt. Deci ăsta e ăla lăptos și ăsta e ăsta alb. Deci ăsta zici că practic e aracet. Iar acesta e un alb așa lăptos. Ăsta arată foarte, foarte fain. Îmi place foarte mult și vreau să-mi iau o variantă mare de la Base One. Gelurile de la Base One mi se par cel mai bune momentan dintre toate pe care le-am încercat. Eu am și de la ăsta Senso Pro Milano, am de la Lila Rosa, de la Luxoris și altele, dar alea de la Base One mi se par cele mai bune. Cele mai bune mi se par acelea și de aceea vreau să-mi achiziționez un gel Milky White, în varianta aceea mai mare. Și aș vrea să-mi iau de la, v-am zis, firma aceea. Mi se pare destul de ciudat să o pronunț, dar cred că știți despre ce vorbesc. Este o firmă, am înțeles, foarte bună, costă undeva la vreo 70 și ceva de lei un borcan cu 30 de mililitri, parcă, ceva de genul, nu mai țin de exact. Dar alea aș vrea să le încerc. Am înțeles că se autonivelează și e foarte, foarte bine. Ați văzut că la geluri sunt unele care sunt mai groase și se întind mai greu, se lucrează mai greu și sunt geluri care lucrez mai bine. De exemplu, am un gel de la Lila Rosa. Acela trebuie să lucrez foarte, foarte repede cu el pentru că curge, curge foarte tare. Deci în același timp dens, dar în același timp curge, nu știu. Mie când mi-am făcut ultima oară unghiile cu el, mi se desprindea gelul de pe tips. Și doar am pilit tipsul foarte, foarte bine încât să fie aspru, că se zice că să prindă gelul de unghie sau de tips, trebuie să fie pilit foarte bine, pilită foarte bine unghia, tipsul. Și Betty și-a făcut cu acel gel și nu a avut nicio treabă, deci i-a ținut chiar foarte bine, dar mie nu. Mie mi se desprindea tipsul și gelul se dătea și cădea jos de pe... Deci pur și simplu mi se desfăcea și că e unghie din aia falsă, o dădea jos ușor, n-avea nicio treabă, dar nu înțeleg de ce. Și nu am mai încercat să văd, chiar aș vrea să încerc să văd dacă mai pățesc acest lucru. Pentru că mă oftic că am o cantitate mare, e un borcan din acela mare și are un roz atât de frumos. Nu l-am acasă să vi-l arăt, că vi l-aș arăta, dar nu l-am. O să-l arăt când îl recuperez, când îl primesc înapoi, o să vi-l arăt. Cred că am pus apă cam multă, dar nu e problemă că văd că deja începe să scadă și de-abia se fac legumele mai repede, mai ales că de obicei conopii, da, se face mai greu și morcovul, dar văd că acum s-au făcut. Sunt chiar ok, imediat sunt gata. E gata și peștele, doar că mă enervează la pește, nu știu dacă pățiți și voi, mie mi se rupe. Mi se rupe destul de... tare. Dă-te, Marc, că te calc, mă, mărcuț. Ți-ai pus urechile alea? Hai să iau paleta. Vreau să-ți pregătesc și ghiozdanul. Eu ți-am pregătit sandwich-ul. Aș fi putut să fac peștele în momentul în care l-am tranșat, să-l fac file și să-i scot oasele. Într-un fel îmi pare rău că nu l-am făcut așa, că mi-am făcut câteva bucăți, de fapt câteva, cred că vreo 3 bucăți am făcut din ăsta. Miroase atât de bine și arată atât de bine. Și mi-aduc aminte că am fost la București și așa am făcea cu ochiul.
Și așa de tare mă tenta să-mi cumpăr o bucată din asta de pește, de somon. Deci eu ador somonul. Somonul mi se pare cel mai bun dintre toate felurile de pește. Deci am încercat și biban, și păstrăv, și... Doamne, că nu vine pe limba acum. Cum se numește ăla cu D? În fine, nu vine pe nume acum cum se numește peștele ăla cu D. Încerc, dar nu. Oricum am mâncat foarte multe feluri de pește, și crab, și pește de apă dulce, și pește din mare, și așa mai departe. Dar somonul mi se pare cel mai și cel mai bun dintre toate speciile care pe care le-am mâncat eu, că bineînțeles că sunt mult mai multe specii pe care le-am specii care există, dar sunt câteva din care eu am mâncat. Dar somonul îmi place foarte mult și așa mă atrăgea să-mi cumpăr o bucată acolo la București, și o bucată era undeva la vreo 40 și ceva de lei la nu mai țin de cum se numea acel restaurant, că avea restaurant la etaj în Băneasa și avea și Norvest sau ceva de genul, nu mai știu. Era vreo 40 ceva de lei, cam așa, o bucată de asta, și zic, what? Dar de ce stau eu atâția bani pe bucată de pește când eu am pește din ăsta în frigider? Și vă spuneam că îmi pare într-un fel că nu l-am tranșat să-l fac așa file, că aș fi putut să-i scot toată șirea spinării și să-l fac să nu mai bun niciun os. Așa el mai are oase, nu foarte multe. Mi-am făcut vreo 3 bucăți din partea cozii, că acolo nu puteam să fac potcoavă din asta așa micuță. Și am tăiat așa o bucată din coadă. Și am feliat-o și am scos așa șirea spinării și am făcut așa file. Cela nu are os, dar pe viitor probabil așa voi face. Când mi se termină, o să urmăresc să văd când mai are la ofertă. La Metro bagă destul de des oferte din acestea, la pește în special, și la biban, și la somon, la păstrăv. Și mai era un pește cu D, dar nu înțeleg de ce nu vine acum pe limbă. Un pește care... Doradă, firar, mama e de doradă. Mie îmi place și dorada și îmi place și bibanul. Are o carne așa albă, dulce, foarte bună. Deci, firar, mama e de doradă. Dorada câteodată bagă și la 17 lei kilogramul, 15 lei. Dacă stau bine și mi-aduc aminte, a fost, cred că, și la 13 lei, dar acum ceva timp, oricum, prețurile au explodat foarte, foarte tare. Dar... o să urmăresc și când o să-mi cumpăr, îmi iau tot așa un pește în ăsta mare sau doi și îmi voi băga la congelator. Și mie îmi place mult. Și copiilor le place cel mai mult dintre toți peștii pe care i-am făcut, și mai ales că nu are foarte multe oase. La asta iau și îi sfărâm eu de obicei, și lui Marc și lui Selena, și are oasele mari. Nu te poți neca cu ele, că le simți în momentul în care le mestești. Bine, eu am grijă când le dau copiilor, că mi este teamă. Mi-aduc aminte că eram, bine, și mai mare. Dar și în copilărie era să mă necuase de foarte multe ori. Dar acum mare, cred că acum un an și ceva, 2 ani, ceva de genul, am mâncat un pește, dar nu mai mi-aduc aminte ce fel de pește, vă spun sincer. Și mi-a rămas o bucată de os, dar mi-a rămas puțin în gură, dar în același timp și în gât băgat. Nu știu, a fost o senzație foarte ciudată. Nu știam cum să-l dau afară, dar nu știam nici dacă să-l înghit. Deci a fost ceva foarte ciudat. Cine a fost așa în situația mea și era să ne cepoasă de pește, înțelege? Și Bogdan a avut în copilărie un episod din ăsta destul de ciudat, când era să ne cepuos și a rămas cu foarte mare teamă de a mânca pește, și încet, încet am încercat eu așa să-i explic, să-i spun, hai, nu-ți fie teamă, hai că uite-l curăț bine, ți-l dau, ți-l curăț. Și tu au fost dăți când îi curățam eu, când nu aveam copii, dar după ce au venit copii, mai mult el și l-a curățat, că n-am mai putut să-l curăț, că trebuia să-l curăț copiilor, da, mami? Sunt foarte periculoase aceste oase de pește, foarte, foarte periculoase. V-am zis, am avut mai multe dăți în care era să mănec cu ele și atunci am grijă și parcă zic că sunt așa cu o băbuță din aia, mai întâi mănânc așa în față și după aia, dacă nu simt, dau să-l înghit, că altfel e jale, deci îmi e teamă. Bine, în peștele acesta am încredere că știu că nu are, dar tot mai încerc să fiu așa precaută. Și la noi s-a pus așa pe o nisoare și bate atât de tare vântul și s-a pus zăpadă pe jos, dacă continuă să ningă, o să fie jale mâine dimineață. Haideți să vă arăt. Ia uitați ce am aici deja. Ia uitați ce am aici pe geam deja. Ia să nu mă atinge. Mă, ce e fără oameni? Deci bate fântul și viscolește în ultimul hal. Ce vrei să atingi, măi, și tu? Ha? Ia uitați cum mi se vede zăpadă aici la geam.
Mini, ce faci, vulpe? Vai de mine, stai ca un lady, cu picior peste picior. Ia să mă apuc să fac, să pun legumele. Sunt gata. Mai aveam un pic și le ardeam, că stăteam cu voi la vorbă. O să pun legume, pește și să ne punem să mâncăm. Cât e ceasul? Ia să vedem. 8 fără 25 aproape. Hai că nu e așa de târziu, mai ales că legumele și peștele nu sunt așa grele. Eu am să închei filmulețul. V-am pupat cu mare drag. Să aveți grijă de voi și Marcuț, mingea asta e foarte grea și tata, poți să riști, să spargi ceva. Tata Timina! A? Tata Timina! Tata Timina? Ce e tata Timina? Așa, te-a pus mâna aia. A, că ai dat în mine! Nu, uneori este greu să înțeleg limba lui, foarte, foarte greu. Ne punem să mâncăm și mare lucru nu voi mai face, așa că nu mai am ce să vă arăt. Să aveți grijă de voi și referitor la Q&A, nu știu dacă reușesc să filmez în seara asta sau nu. Vă pupăm și îmbrățișăm cu mare drag. Pa, pa!